sau să încep să mă documentez cum începe o relație sănătoasă, să mă aranjez, să-mi fac un cadou, să mă bucur de, nu știu, o carte bună. Acum există atâta, nici nu știu cum să Resurse exact, bibliografice deci și există, webinarii. nu mai avem ce să mai spune decât să fim disponibili să citim sau să ne uităm. Și aș începe cu partea asta cu compasiunea de sine, în care să mă uit la mine și să zic, sunt într-o stare, da, aiurea, nu-mi place că eu nu primesc. Adică cumva tot să lucrez la acceptarea de sine, dar cumva din altă perspectivă, în care să-mi spun și să mă descarc sănătos că nu primesc ce-mi doresc. Pentru că atâta timp cât ne auzim pe noi și creierul nostru începe să facă mici schimbări. Și eu zic că cel puțin schimbarea se vede în timp prin repetiții, ca și la matematică. Da. Dacă nu ne repetăm ceva, nici nu putem să învățăm.